Bună ziua, domnilor și domnilor, din sala Constantin, județ din Timișoara, unde în aceste momente se dispută ultima partidă din cadrul turneului de calificare pentru Euro 2022, ce se va avea loc în gol din corner. Iată, asistăm la deschiderea scorului. Capitanul echipei, Felipe Oliveira, deschide scorul direct din corner. Execută această fază fixă, arbitru acestei întâlniri. Bară în această fază din partea macedonenilor. Crăciun reușește să dă drumul la minge. Șut, gol! Reușit de Savio Valadares, 2-0 România. Excelent, a ținut Crăciun de acea minge. Andrei. Gol, gol, gol pentru România. Iată faza care a dus la scorul de 3-0. Fentă și șut în fața porții, capitanul. Patru-zero pentru România în mai puțin de 9 minute. Excelentă fază cu minge oprită pentru Octavian Cii, între Bosnia și Serbia. Bosniecii cu biletele în buzunar n-au mai făcut nimic. Au reușit să deschidă scorul prin Sesa și este 5-0 acum. Se înscrie 5-0. În momentul în care jucau cu un în locul portarului cu un jucător de câmp. Și 6-0 face Savio Valadares, care se duce la vestiare, dar prin altă parte, pe unde a ieșit, zona de birouri a sălei Constantin Jude din Timișoara. 6-0 pentru tricolori după un contraatac școală făcut de aceștia. Care. Valadares și Ribeiro. Valadares pasă. Ribeiro, 7-0. Extraordinar. Iată-l pe Carlos Enrique Ribeiro, reușind. Valadares, dribling frumos, Valadares oprește minge în spate și e gol! Reușit! Felipe Oliveira reușește să puncteze încă o dată și scorul devine 8-0 pentru tricolori. Iată faza. Gol înscris de Petrović. Iată un călcuit superb al macedoneanului, trebuie aplaudată reușita capitanului celor din Macedonia. Pasă. În continuare Ismaili are o discuție cu cei de pe banc. Șutul Iagușii în blocajul lui Nehenț, aici are Grigoraș. Da. Nu știu cât mai spre mijloc. Da, e un jucător de picior drept. O
Opasă sunt până acum Ramadan. Ramadani. Krstević, iată, excelent, Savio Valadares, Valadares pasă și e gol! Reușit de Savio Valadares după pasa excelentă trimisă în fața porții de Cireș. De Ilaș, Valentin Ilaș a fost.